Păi spune-ne despre ce afacere e vorba asta. Deci ai avut o altă afacere și acum am avut o altă afacere, care din păcate nu mai e, din cauza crizei și a pandemiei. Export de produse, de colecții de seară pentru piața de, din Orientul Mijlociu. Și din păcate nu a mers, am rămas cu comenzi neridicate, facturi neplătite. Și de aceea am, în anul crizei am hotărât să mă reinventez. Și să lansez magazin online. La ce dimensiune și ce perioadă de timp ai ajuns cu afacerea ta precedentă? Afacerea precedentă a început în 2008 și în anul 2017 a ajuns la 600.000 de euro pe an, la cifra de afaceri. Oh. Da, eu am cunoscut-o pe Ludmila atunci când ea avea brandul Ludmila Corlățean. Da, așa e. Și am iubit foarte mult designul tău. Îți mulțumesc, și modelele Cristian. Tale. Da. Și chiar m-am mirat atunci când ai decis să închizi. Nu a fost ușor, a fost o decizie care m-a durut. Mie nu-mi vine să cred că ești în fața mea ca antreprenor și că vii cu această cerere, pentru că eu cred că tu poți foarte, foarte mult. Mulțumesc, Cristina. Adică chiar ești un om care știi să faci de la A la Z tot ceea ce e nevoie într-o companie. Și nu înțeleg de ce ai nevoie de un partener. Cred că am nevoie mai mult de un mentor. Tu ai nevoie mentor. De un mentor, nu de un partener. Da, pentru că zona asta B2C e nouă pentru mine și încă învăț.